Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre cele două episoade ale filmului Istoria Moldovei, care au fost lansate de către Președinția Republicii Moldova. Aceste aspecte urmează a fi discutate împreună cu Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara și bine ați venit. Bună și seara. Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Ciurea, haideți să vedem cele două episoade care au fost lansate. Propriu zis, au fost necesare ca și mesaj pentru a clarifica identitatea concetățenilor noștri sau s-a dorit până la urmă a atinge și alte țeluri? Cum este văzut în prisma unui analist politic? Vă rog. Eu cred că aceste dezbatere identitare vor mai fi purtate în țara noastră și ele fiind inevitabile, dar și continuă, nu cred că acest film va pune punct dezbaterei. De altfel, eu din ceea ce am văzut, nici n-am prea văzut foarte multe răspunsuri oferite. Probabil în ultimul episod vor fi pus clarificate lucrurile mai bine. Deci, ca material pentru istorici, eu cred că asta mai puțin contează, aceste filme. Ele sunt realizate în stilul National Geographic, un fel de popularizare a istoriei, simplificarea ei la maximum, evident, extragerea din un vast material a unor elemente care sunt așa mai prezentabile pentru public. Este un lucru bine cunoscut. National Geographic sau History, aceste canale le fac și calitatea este destul de bună și în cazul acestui film, dar evident că asemenea gen de filme trezesc multe dezbateri politice, pentru că cade filmul pe un sol foarte așa incendiat, minat, și din această cauză observăm că în jurul acestui film există discuții care sunt predominant politice, discuții la care eu prefer, de exemplu, să nu prea particip, pentru că deja există o anumită oboseală. Noi tot de la începutul anilor 90 încercăm să tranșăm această dispută, să punem punctul pe i într-o discuție care nu cred că va fi finalizată azi mâine. De asta acest film nu cred că va putea să rezolve această dispută care există între adepții unei identități moldovenești inspirate în special din zona slavă și adepții românismului, a unei așa împreunări dacice cu Imperiul Roman. Domnule Roibu, care este scopul acestui film văzut așa prin prisma deja unui activist civic? Nu, având în vedere numeroase interviuri și expuneri publice a celor care nemijlocit au creat acest film, și eu sunt de acord cu ei, tinerii în ziua de azi, pentru că grupul țintă sau persoanele la care se vrea să ajungă acest film sunt tinerii. Tinerii cu păreri în ziua de azi nu prea citesc. Indiferent de câte manuale, chiar și manualul de istorie din școală, ei nu prea îl citesc și nu prea cunosc, nu-și cunosc bine istoria. Păi iată, s-a găsit în viziunea mea o cale interesantă, nouă, o abordare nouă, una mai interactivă, mai interesantă pentru tineri, în care să uiți 45 de minute și să fie clar foarte multe momente pe care în mod normal ar trebui într-un stil obositor, citind, făcând conspect și așa mai departe, să le parcurgi într-adevăr, și asta se predă într-o perioadă îndelungată de timp în școală. S-a găsit o cale mai interesantă, mai ușoară, de a-ți cunoaște istoria mai ușor. Și eu cred că este un fapt bun crearea acestui film. Va pune capăt sau nu discuțiilor identitare în țara noastră, asta nu este, mi se pare că nici nu este scopul final acestui film, dar el vine să completeze acea lipsă de o viziune sau de o abordare alternativă la ceea ce de fapt propagă manualele de istorie în școli, pentru că cunoașteți cum se numește obiectul, se numește istoria românilor. Este un obiect etnocentrist care în mare parte conține, eu țin minte și din ceea ce eu am învățat din aceste manuale, ele deja se schimbă
Eu mă uit ce scrie astăzi în aceste manuale și ele chiar conțin falsuri și la unele momente destul de importante în viața poporului nostru, acolo se acordă jumătate de pagini, de exemplu. Cum era când eu învățam în liceu, la cazul transnistrian, era o singură pagină de citit. Da? Vă dați seama strategii pentru țara noastră. Și nu era acordată atenția cuvenită. Rămâne de văzut ce va fi cu cel de-al treilea episod. Sunt sigur că acolo tot va fi adus acea, va fi repus în drept, hai să spunem, multe și multe momente care nouă ni se ascund intenționat din istoria noastră. Și eu sper că cel va putea face mai multă claritate sau cel puțin să creeze o balanță, pentru că cunoaștem că istoria nu este o știință exactă, așa cum, apropo, încearcă să o prezinte unii, dar istoria este o știință de interpretare. Nimeni din noi azi nu poate să dea un răspuns clar, de exemplu, noi nu putem să scădem tot, da, univoc, ce s-a întâmplat pe 7 aprilie 2009, de exemplu, pentru că sunt o sumedenie de variante, dar de ce... De exemplu, anul 1859 sau 1812 sau 1918 sau 40 și mai departe, trebuie să fie interpretat atât doar așa și gata. Pentru că așa se prezintă în manuale. Și eu cred că asta este o posibilitate bună de a revedea, de a discuta și de a înțelege cât de complicată și diversă a fost istoria noastră. Domnule Ciurea, foarte multă lume s-a pronunțat și prin intermediul rețelelor de socializare. De ce președinția și nu Academia de Știință, spre exemplu, a fost preocupată de această problemă? Bun, răspunsul este foarte simplu. Academia de Științe este dominată de dispoziții de istorici care abordează istoria din perspectiva românismului și din această cauză ei sunt prea puțin dispuși să toarne un film în stilul pe care îl dorește domnul președinte Dodon. Evident că președintele Dodon ar dori să promoveze teza moldovenismului. Dar oricum mai există istorici stataliști care optează pentru aceste teze. Dar la Academia de Știință nu-i prea vedem. Ei sunt în alte zone. Și ei au fost mobilizați în jurul președinției și au oferit aceste teze, aceste idei, pentru ca filmul să aibă o anumită coloratură, o anumită tonalitate și politică, istorică, politică, lucrurile nu pot fi separate aici. În această cauză, Academia de Știință cumva a rămas pe din afară și ea cam rămâne pe din afară în ultimul timp destul de des. Ea își pierde totuși, trebuie să recunoaștem, acest rol de ax a științei moldovenești, de coloană vertebrală și din cauza reformelor care se fac. De asta nu cred că această îngrijorare a celor care se află pe rețelele de socializare este justificată. Eu nu cred că Academia de Știință, în general, ea nu prea participă la aceste discuții, decât rare ori cu anumite sugestii de multe ori care nu au un impact asupra societății. Domnule Roigu, de ce? Academia de Știință, în viziunea mea, s-a abstractizat de la rolul important pe care ar trebui să-l aibă în societate. Și asta se întâmplă, cred eu, din motive subiective a conducerii Academiei de Știință. Bunoară, domnul Ciurea pomenește de istorici din Academiei de Știință, dar eu cunosc cu numeroase cazuri când președintele Academiei de Știință, care este nici pe departe istoric, spunea, de exemplu, la o conferință în România, că în perioada cât noi ne-am aflat sub dominație sau sub administrație românească, învățământul în Basarabia a înflorit. Deși nu a existat și nicio singură universitate, de exemplu, în această perioadă. Păi iată, Academia de Știință, având în vedere faptul că ei colaborează în diferite proiecte, că ei obțin granturi, ei nici nu pot să-și permită luxul de a participa într-un proiect, fie el și științific, semi-științific, nu contează și nu poate să vină cooperare pentru că în cazul dat ei pun sub risc momentul mai important pentru ei, care este momentul financiar. De ce nici nu ne putem aștepta la o participare de-a lor și asta, pe viziunea mea, nici nu trezește nici o mirare. Eu, de exemplu, m-am bucurat să văd în cadrul acestui film o geografie extinsă a locurilor și a cercetătorilor. Da, s-a filmat și s-au luat interviuri de la savanții din Bulgaria, din Turcia, din România, din Ucraina, Polonia și mai departe, Federația Rusă. Și asta mi inspiră încredere oarecum că există totuși acolo s-a coagulat cumva o viziune obiectivă din partea mai multor savanți, mai multor centre de știință, de istorie și așa mai departe. Și respectiv nu putem să ne așteptăm la o
hai să-i spunem, la un adevăr absolut din partea membrilor Academiei de Știință a Moldovei, pentru că poate nu este momentul potrivit, dar bunăoară la Congresul Academiei din 89 se votează că denumirea limbii vorbite de poporul nostru este moldovenească și în 94 încă o dată practic aceiași oameni votează absolut invers că este română. Și eu nu prea sunt dispus să cred Academiei de Știință, pentru că am pomenit mai anterior, mi se pare că se ocupă mai mult cu proiecte legate de finanțare și nu de interes științific. Domnule Ciurea, aceste două episoade care au fost lansate versus dividende politice, există o interdependență aici? Președinția a urmat cumva ca să obțină anumite dividende politice, așa cum a fost acuzată? Eu nu cred că este un film care poate să strânească foarte vii dezbateri în societate. Este încercarea președinției de a promova această linie istorică care este importantă și pentru platforma politică a domnului Dodon și pentru platforma socialiștilor, pentru ca să consolideze, să reconfirme atașamentul acestor politicieni față de o anumită viziune asupra istoriei, ceea ce este cumva firesc pentru această formațiune politică, dar nu cred că există mari dividende. Dividende ar însemna apariția unui electorat nou care ar fi dorit să sprijine partidul. Eu nu cred că are de unde să apară așa ceva. Eu cred că e vorba mai curând de o consolidare a unei părți a societății. Asta este misiunea politică a proiectului cultural, el este un proiect cultural, dar cu certe valențe politice, de a consolida în jurul președinției acel electorat, acea parte a societății care crede că există o asemenea istorie pe care o propagă filmul dat. Deci asta este cumva un scop politic și cultura servește acestui obiectiv. E o simplă coincidență că acest film a fost lansat exact la un an din momentul în care Igor Dodon a fost ales? Nu, cred că a fost o dorință de a marca cumva acest eveniment de către președintele Dodon, deci printr-un eveniment cultural de amploare. Bun, rămâne de discutat în ce măsură. Vedeți, aceste discuții culturale-istorice, ele se poartă în diferite țări ale lumii, și în regiunea noastră, în Rusia. Acum s-a discutat filmul Matilda, se discută foarte intens și există niște puncte de vedere diametral opuse, chiar ireconciliabile. Oamenii sunt gata să urce baricadele pentru a-și apăra propria viziune. În acest sens, era normal să apară și la noi o abordare de acest gen, doar că eu cred că intensitatea trăirii noastre acum este mult mai scăzută. Trăirii noastre istorice este mult mai scăzută decât în Rusia sau chiar în Ucraina și din această cauză atitudinile sunt mai calme și criticile sunt mai calme, mai temperate. Bun, pe Facebook eu observ mai curând ironie decât răutate. Și cei care promovează acest film l-au propus fără a-l impune. Zice, eu o să-l bage pe gât, a, priviți, spuneți ce părere aveți, adică e cumva o discuție calmă, ceea ce eu în fond salut. Domnule Roibu, e aceeași discuție calmă, pașnică, civilizată? Eu am văzut în primele zile, când a ieșit primul episod a istoriei Moldovei, scriam în privat cu o jurnalistă de la un portal de știri. Un portal de știri, de altfel, care promovează românismul la fel. Și ea spune că acesta este un film, apropo de primul episod, sper că dumneavoastră l-ați văzut, da. Și acolo nu sunt momente politice, de ideologie și mai departe, acolo doar se trec în revistă mai multe evenimente și fenomene care au avut loc pe teritoriul țării noastre. Și iată, jurnalista respectivă spune că filmul respectiv are o încărcătură puternică politică și ideologică. El promovează politică și o ideologie bunoară PSRM-ului, de exemplu, sau moldovenismului. Și eu dau o întrebare simplă care mi s-a părut chiar trebuie să o pun. Eu am întrebat, tu filmul dat l-ai vizionat? Și primesc răspuns, dar tu cum crezi? Ca până la urmă să înțeleg că de fapt filmul nu l-a vizionat. Oamenii judecă acest film după au anumite preconcepții, că dacă iată l-a creat președintele, înseamnă că în el neapărat trebuie să conțină laude față cineva sau anumite falsuri și minciuni. Și asta pe mine mă mir, pentru că de fapt filmul respectiv este... Eu încă n-am văzut momente acolo ideologice sau tare
puternice, politice și așa mai departe, am văzut cât de cât o linie obiectivă, mai ales într-al doilea film, în care noi, teritoriul nostru este ocupat de către Imperiul Rus și țara Moldovei este ruptă în două, ceea ce de fapt este o tragedie a poporului nostru. Și acolo se spune negru pe alb, adică este o viziune sănătoasă, nu se încearcă a stupa greșelile nimănui, nu se încearcă a se spăla pe mâini nimeni. Problema tinerilor este că societății în general nu prea au răbdare și nu prea vor să pierdă din timpul lor. Lor mai mult le place să vorbească despre ceea ce ei nu știu decât despre ce ei cunosc. Știu că filmul Istoria Moldovei a fost prezentat și în școli și în centri universitare. Oamenii chiar iau asta ca o activitate extracurriculară și încearcă să discute, să vadă ce viziuni noi acolo sunt, să verifice anumite momente. Da? Și chiar și dacă într-o comunitate de istorici există anumite diferențe, ei spun că unele momente nu sunt tratate corect. Și totdeauna au fost părerile împărțite. Păi iată, este interesant și că și comunitatea de studenți, mediul academic, face același lucru. Și asta este interesant și important că noi să ne cunoaștem istoria noastră. Domnule Roibu, spunea ceva mai devreme despre viziunile împărțite raportate la acest film. Eu să rog regia ca să încercăm a face legătura cu Vitalie Gămurar, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, în care vom încerca să aflăm punctul de vedere raportat la aceste două episoade și până la urmă să vedem de ce unii acceptă sau neagă aceste filme. Până o să ne spună regia că avem legătura cu domnul Gămurar, domnule Ciurea, vreau să vorbim un pic în ceea ce urmează despre noțiunea de patriotism, despre noțiunea de educație civică și așa mai departe. Unul din obiectivele propuse de realizator, credeți că este și acesta? Categoric. Păi, dar mai sunt ele valabile? Mai sunt percepute, nu știu, așa cum erau înțelese, nu știu, în anii 90? Este de discutat acest lucru, pentru că totuși felul patriot de a fi sau patriotismul ca noțiune este, totuși trebuie să recunoaștem, în zona noastră într-o stare de eroziune. Apar foarte multe alte concepte care doresc să înlocuiască această noțiune. De exemplu, noțiunea de cetățean activ, chiar ideea de democrație pe alocuri vine în contradicție cu ideea de patriotism. Un cetățean reprezentant al societății civile care crede în drepturile omului, pe dânsul mai puțin îl interesează istoria, pentru că istoria îi dă de multe ori alte lecții, îi creează atașamente față de alte valori decât față de aceste idei noi, moderne, care se înoculează treptat, se rădăcinează în societatea noastră. Domnule Ciurea, revenim la acest gând. Vreau să-l salut pe domnul Gămurar și să aflăm de la domnia sa ce crede despre acest film. Alo, bună seara! Bună seara! Domnule Gămurar, Vlad Madan, Accent TV, suntem în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Astăzi discutăm despre cele două episoade ale filmului Istoria Moldovei care au fost lansate de către președinție. Vreau să vă întreb, care este punctul dumneavoastră de vedere raportat la această producție? Da, vă mulțumesc pentru apel și de la bun început vreau să clarific că e un caz. Deci acum voi vorbi ca persoană fizică, Vitalie Gămurar, și nu ca purtător de cuvânt a Partidului Democrat, ca să fie clar. Spuneți, da. Nu cred că partidul are o poziție unică în acest aspect. Eu pornesc de la faptul că nu mă implic în elementele care au fost poate mai puțin binevenite sau mai regizate, cei care au vorbit mai mult, cei care au privit din respectiv. Dar eu reiez din necesitatea sau posibilitatea instituirii unui asemenea film. Pentru că cunosc un pic practica mai multor state occidentale în acest sens și uitați-vă cât de mult timp se vorbește. Eu mă ocup de domeniul justiției tranzicționale. Justiția tranzicțională e un domeniu care încearcă să reconcilieze societatea. Nu vreau să spun că acest film vine în același context, dar este un punct de vedere care poate fi examinat de, dacă să spunem așa, ambele tabere care sunt în Republica Moldova astăzi antagoniste în aspectul vectorului estic și vestic. De ce vorbesc aceasta? Fiindcă și atunci când se vorbește despre istorie, se vorbește despre istoria unui teritoriu, unui stat concret, atunci când se vorbește despre evoluția și relațiile, deci se vorbește să reiese din situația nemijlocită a teritoriilor respectiv. Domnule Gămurar, dar acest film vine să educe concetățenii noștri, vine să le ofere, nu știu dacă vreți, o lecție de patriotism, de educație civică?
Cu regret în Republica Moldova, cuvântul patriotism și educație civică în ultimii, dar nu în ultimii ani, probabil că pe parcursul întregii perioade existenței Republicii Moldova cam a fost negat. Pe de o parte, este elementul acesta de apartenență la arealul românesc și eu, apropo, sunt și eu cetățean al României, dar locuiesc în Republica Moldova și atunci ies din acest concept, fiindcă noțiunea de patriotism este un lucru foarte benefic, care presupune că tu, în primul rând, îți faci activitatea și acolo unde locuiești, acolo unde îți achiziți impozitele și trebuie să ții cât de cât la acest teritoriu. Eu am vorbit de multe ori. Din punct de vedere dreptului internațional, există un concept. Atunci când noi vom înțelege că toți locuitorii, toți cei care au cetățenie Republicii Moldova, vor accepta să fie nominalizați, numiți moldoveni, deci aceasta presupune că este primul pas spre consolidarea societății. Atâta timp cât vom vorbi despre aspectul etnic, da, apartenența la, cum am mai spus, pentru că cetățenie este unul, fie tu ai două, dublă, triplă cetățenie, dreptul interesat presupune aceasta și prevede și nu este nicio problemă în acest context. Domnule Gamurar, cred că ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Mergând pe această teză a istoriei Moldovei, ajungem în Albia să susținem sau să negăm această idee cu și istoria Moldovei promovată în școli ca disciplină de studiu, mă refer aici? Eu aș vă dau un exemplu. Eu eram la o conferință care era examinat conflictul arabo-israelian și le-am propus ca formă colegilor, profesorilor de istorie israeleni, evrei și profesorilor arabi și le-am spus că puteți elaborați un manual comun scris de profesorii evrei și profesorii arabi, dar de comun acord. Și am spus că nu suntem gata. Atunci problema conflictului este încă dificilă. Eu aș vrut să vedem. Istoria trebuie să existe una singură istorie, însă istoria trebuie să fie scrisă de comun acord cu profesorii care sunt în Republica Moldova, fără nicio influență politică. Este un proces foarte greu, dar asta presupune, fiindcă eu iarăși mă refer la situația Bosnia-Herzegovina, Kosovo, la situația altor țări care au trecut prin conflicte armate și care au trecut prin ideile diferite, spunem, naționaliste, de reintegrare, de nu știu care. Dar dacă nu încercăm să stabilim un numitor comun, atunci este practic imposibil de vorbi despre viitorul unei societăți, unui stat, statea lui de subiect de drept internațional. Domnule Gamurar, eu vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a răspunde întrebărilor noastre. Vă aștept și în studioul Reflector Analitic. Domnilor invitați, revenim. Domnul Gamurar spunea că patriotismul este o chestie deja depășită în contextul continuării gândului domnului Ciurea. Istoria ar fi cazul să fie creată de ambele părți. Domnul Roibu, la dumneavoastră am rămas. Împărtășiți aceleași puncte de vedere. Care este până la urmă starea reală de lucru? Spus că noțiunea de patriotism este în curs de eroziune din cauza acestui flux de valori noi care au fost importate de către societatea noastră, dar asta nu înseamnă că patriotismul trebuie să fie abandonat din societate. Eu cred că tocmai încercarea prin a realiza aceste filme este de a reveni la valorile vechi. Deși noi trebuie să fim conștienți că cultivarea patriotismului în societatea moldovenească și revenirea la valorile vechi înseamnă o rezistență a noastră ca societate mai patriarhală, mai ortodoxă, mai estică în fața valorilor moderne occidentale. Da. Și în film n-am observat încă acest element, dar ca misiune, uitându-ne așa de sus, de la înălțimea unui zbor de pasăre, eu cred că o asemenea scop undeva ascuns, el există. Da, domnule. Eu spuneam, am început de fapt să spun că domnul Gamurar a spus un lucru care în viziunea mea este inacceptabil. Că trebuie istoria, manualul de istorie trebuie să fie scris de comun cu istoricii din Republica Moldova, dar asta înseamnă că până acum cine a scris nou manualul de istorie? Nu istoricii din Republica Moldova. Și dacă dumneavoastră vrea ca să fie și istorici din Republica Moldova, asta înseamnă că noi cu cine trebuie să scrim de comun istoria noastră? Cu români, cu ruși, cu ucraineni? Nu, grupul de istorici împărțit în două tabere. Eu înțeleg. Ambele grupuri. Nazaria și cu Varta, iată. E imposibil. Ei au încercat de multe ori, dar asta este imposibil. În viziunea mea trebuie să fie probabil o abordare nouă în general în scriere. Poate ar trebui chiar și istorici tineri, pentru că și noi trebuie să reșim dintr-un singur concept. Că atâta timp cât noi avem țara noastră,
pe care noi am dorit-o. Cineva credea că o face intermediar, că iată ea să unească România. Dar realitatea este că noi avem țara noastră. Noi avem un popor care de sute de ani se numește aici moldoveni. Da, există și minoritatea românească, pentru că ei se identifică clar ca români și limba și-o numesc în felul respectiv. Există și alte minorități în jur. Iată, văzând azi un discurs de la Băsescu în Parlament, în care el le spunea la secui, nu ne băgați nouă pe gât sărbătorile voastre, cu același succes noi le-am spune, dar cu ce ocazie voi nu ne băgați pe gât sărbătorile voastre? Întâi, problema 27... că ele sunt cam comune de multe ori. De exemplu, 1 decembrie nu. Eu nu văd că pe sărbătoarea noastră. Și... Eu am o întrebare la acest capitol, la 1 decembrie. Cel puțin din spiritul de observație văzut, nu știu, și iarăși făcând referire și la rețelele de socializare, fac trimitere la două date. Fac la 27 august și la 1 decembrie. Sărbători ale Republicii Moldova și ale României. În modul în care sunt promovate și în modul în care nu vin... Nu, 1 decembrie, ce fel de sărbătoare a Moldovei? Cine nu, Ziua Națională a României. Și atunci când avem Ziua României, concetățenii noștri de fiecare dată, nu știu cum sunt mai activi. Eu vreau să revin la chestia asta de patriotism și la chestia de stat, de... dacă vreți, acte de eroism. Pentru că când vorbeați dumneavoastră, știți la ce mă gândeam? Mă gândeam la anii 1990. Dacă am fi vorbit atunci de noțiunea de patriotism, la sigur ea ar fi fost acceptat un pic altfel decât în ziua de astăzi. Categoric, noțiunea de patriotism mereu este în schimbare. Și oameni diferiți au în vedere diferite lucruri atunci când... Și unioniștii se cred patrioți, dar ei se cred patrioți și ei sunt patrioți, dar au unei entități mult mai mari, unei alte entități pe care noi nu avem în cap. Deci a spune patriot, el este un patriot, înseamnă a nu spune nimic, trebuie să concretizezi ce fel de patriot este el și a cui. Da, mai ales că sărbătorește ziua țării lor 1 decembrie cu drapelul României și Statele Unite ale Americii. Mi-e interesant ce fel de patriot trebuie. Da, ați spus că avem așa populație care... Da, bun, e treaba lor, ei sunt o minoritate. Haideți să vedem, atunci când vorbim despre identitate națională, lucrurile s-au confundat pentru că pe ieșicherul politic au apărut partide care au împărtășit tot felul de doctrine și până la urmă a rămas debusolat și alegătorul nostru. Domnul Roibu, cum eu vedeți? Știu că în anii 90 a fost un partid, mi-e greu să-mi amintesc cine a fost președintele acelui partid, dacă nu mă greșesc, domnul Pușcaș, care aveau așa o lozincă, nici gubernie rusească, nici provincie românească. Iată, mi se pare că atunci când noi vorbim despre identitatea noastră națională, noi trebuie să ieșim dintr-un simplu fapt împlinit, că noi deja nu mai suntem nici provincie românească și noi nu suntem nici gubernie rusească. Noi am avut 200 de ani în care noi am fost administrați, ocupați, eliberați, ca să împăcăm pe toți cum vreți. În viziunea mea, toate sunt ocupații cu efecte mai pozitive și mai negative, dar ele, în mare parte, pe noi nu ne-a întrebat nimeni niciodată dacă noi vrem să întrăm acolo. Și e alt aspect, că se întreba atunci sau nu, dar noi am fost luați cu forță, țara Moldovei a fost ruptă și ea în perspectivă a dispărut ca mai apoi în 17 noi să reînviem iarăși înapoi statul moldovenesc. Și iată, când înțelegi că de fapt noi am trecut 200 de ani în care noi am fost administrați de diferite centri de putere, hai să-i spunem, și noi am ajuns într-un moment în care noi trebuie să înțelegem că de azi înainte toate problemele noastre sunt problemele noastre și să le rezolvăm trebuie tot noi. Nu trebuie să îmblăm, să așteptăm să vină unirea care să ne rezolve problemele. Nu trebuie să mai sunt și alții aici în Republica Moldova, care alți extremiști, de fapt, ăștia sunt extremiști de dreapta, nu de dreapta, dar pro-români, care spun că iată, dacă nu e unire, atunci ne pierdem cu totul. Și sunt alți, în viziunea mea, extremiști care spun că dacă noi, iată, nu intrăm ca un subiect a Federației Rusă sau cu o enclavă sau nu știu cum, atunci noi iarăși ne pierdem. Da. Eu cred că ăștia sunt oameni care nu au încredere în forțele lor proprii, ei încă nu și-au definitivat o viziune clară despre cu ce ei se vor ocupa următoarei ani sau întreaga lor viață în această țară și ei caută scăpări foarte ușoare de la niște probleme extrem de complicate. În ziunea mea, tinerii și ingineri, oameni din societate care înțeleg destul de bine că ei aici trăiesc și tot aici vor muri, ăștia sunt oamenii care încearcă să se gândească real și obiectiv la problemele care sunt în societate și cum ele concret trebuie de rezolvat. Iată, există problema energetică, de exemplu.
Păi atunci nu trebuie să începi a trage încă trei gazoducte, de fapt, de exemplu, dar să te înțelegi, de fapt, cu cel care livrează gaze naturale. Asta da. Este exemplul lor. Sau există problema economică sau pensiilor. Haideți să facem condiții pentru mediul de afaceri ca să fie impozite, să putem plăti pensii. Dar nu să mblăm cu lăzinci că Unirea ne va da nouă pensii mai mari. Domnule Ciurea, eșecul politicienilor până la urmă ne-a dus în situația în care chiar ultimele alegeri parlamentare ne-au demonstrat că mulți concetățeni de-ai noștri văd alegerile sub aspect geopolitic? Bun, eu cred că asta este inevitabil. Disputa aceasta identitară, ea face parte din felul cum ne raportăm noi la realitatea din jur. Politicienii doar preiau aceste discuții, ei le amplifică, aveți dreptate, dar ei nu falsifică. Ei, de fapt, translează această dispută identitară care există în societate în câmpul politic. Din această cauză, eu n-aș fi de acord să criticăm și să acuzăm politicienii pentru ceea ce fac. Ei nu fac nimic altceva decât să redea esența conflictelor la nivelul politic. Și problema nu este să-i scoatem pe politicieni din câmpul politic, să-i pedepsim pentru faptul că fac ceea ce fac, dar problema este să găsim un numitor comun și să încercăm să apropiem inclusiv politicienii și cele două societăți care există într-un fel paralele, dar care totuși se intersectează, și politicienii care aparent se află tot pe două linii paralele, pro-estice și pro-vestice, dar ei se intersectează. Asta este marele avantaj al societății noastre, care nu este atât de abrupt dezbinată cum sunt alte societăți. Se dădea exemplu evreilor și arabilor acolo și ei convețuiesc, da. Dar o convețuiesc de o manieră mult mai dificilă. La noi, acest conflict existent este totuși într-o stare, zic eu, latentă, este atenuat și din această cauză politicienii au acest scop să, în primul rând, pe de o parte, să-l contureze, dar în același timp au și scopul să-i slăbească efectele asupra societății. Și eu cred că ei o fac destul de bine de vreme ce nu avem ciocniri și așa mai departe. Da. Domnule Roibu, 25 de ani de independență, respectiv câteva sesizări pentru Academie de Știință, câteva sesizări pentru Curtea Constituțională, ca să ne spună până la urmă ce limbă vorbim, iar problema să rămână nesoluționată. Mie mi se pare că o viziune a unui fost profesor de-a meu universitar, da. Care spunea așa, îndată ce categoria de interes care se numește denumire limbii vorbite de popor, ea mișcă oamenii, îi unește mișcări, trezește emoții, asta deja trece din compartimentul știință în compartimentul politic. De exemplu, dacă Muntenegru le-a ajuns înțelepciune să-și numească limba muntenegreană, Luxemburg, luxemburgheză, sârbi, sârbi și croații, croate, păi de ce n-am face și noi așa dacă asta într-adevăr corespunde intereselor noastre? Academia de Știință, da, e poate să dea cu părere, dar eu v-am spus, exemplu, în 89 spun că e moldovenească și în 94 spun că e română, tot aceiași oameni. De ce eu aș crede că din categoria asta de denumire a limbii, ea este una politică, ea trebuie să corespundă denumirii poporului și a țării, pentru că așa spunea în 89 Snegur de pe tribună, spunea limba moldovenească, limba care a dat denumire țării. Păi dacă ea este limba care a dat denumire țării, haideți să păstrăm această linie și să mergem mai departe cu ea. Eu în cartea de istorie a românilor pentru clasa 12 mi-a trimis cineva fotografiat un pasaj în care scrie că 27 august 1989 s-a cerut limba, adoptarea limbii române ca limbă de stat. Și când te uiți și scrii manualul de istorie și când compari cu materialele video, pentru că sunt 3 ore registrare pe YouTube, în care poți să vezi ce vorbeau oamenii acolo, ei, cele 3 legi care au fost votate de către Sovietul Suprem pe 31 august și mai vezi încă 4 de pe 1 septembrie votate și când tu de fapt vezi că în piață s-a cerut limba moldovenească, în Parlament s-a votat limba moldovenească, dar în Declarația Independenței un an mai întâi se introduce această frază greșită, decretarea limbii române ca limbă de stat. De fapt, așa ceva nu a avut loc, ca mai departe să fie bază pentru sesizările despre care dumneavoastră vorbiți. Și în manual să scrie despre limba română ca limbă de stat. Slava Domnului că tinerii noștri mai au interes și sunt interesați să intre să verifice informațiile care sunt acolo, pentru că 20 de ani în urmă, de exemplu, sau 15, nu prea avea această posibilitate.
nu toți aveau acces la internet, nu erau acces la toate materiale și așa mai departe. Astăzi este mai ușor și atunci și vine o discuție mai, hai să spunem, mai pragmatică, mai simplistă în cadrul orilor de curs, când elevii chiar își permit să pună întrebări: domn profesor, dar ce sunt cu falsurile? Cine a avut dreptate? Ce sunt cu falsurile din manualele noastre? Pentru că eu văd ce aici s-a vorbit de fapt, eu văd legile adoptate, dar în carte la mine scrie ceva real. Și atunci se schimbă cam puțin raportul. Deci eu cred că dacă această propagandă, da, ea în mare parte este propagandă, pentru că nu putem să ne ascundem de asta, pentru că aceasta este o istorie etnocentristă în care se favorizează doar un grup etnic, se neagă identitatea moldovenească în mare parte, se creează dușmani și aliați. Și iată, se încearcă a mări numărul de persoane care vor crede în românism, vor crede în unire, vor crede în România, vor crede în identitatea românească și așa mai departe. Dar iată, dacă ea avea o intensitate câțiva ani urmă, 10-15 ani urmă, acum această intensitate a scăzut. Domnule Ciurea, eu bănuiesc că iată cei care ne vizionează la această oră au o întrebare simplă. Bănuiesc iarăși că v-a fost și dumneavoastră acordată ca cetățean, poate nu ca factor de decizie. De ce clasa politică este axată atât de mult pe aceste probleme identitare, probleme de, nu știu, de limbă și mai puțin pe aspect economic? Pentru că telespectatorul care are un salariu mediu de 2000 de lei ar zice: bine, fie cum o fie, dar salariul să fie majorat. Bun, eu nu cred că asta îl va salva. În cazul în care el va avea un salariu de 2000 de euro sau de 10.000 de euro, eu nu cred că el va înceta să se gândească la problemele identitare. Deci este un fals, o închipuire, faptul că problemele economice pot mușamaliza, pot expedia cumva în subsol chestiunile identitare. Chestiunile identitare, din punctul meu de vedere, sunt eminamente politice și din această cauză mult mai importante decât chestiunile economice. Și cerșătorul, și bogătașul, el întotdeauna se va gândi la aceste chestiuni și întotdeauna îi vor fi foarte importante chestiunile identitare. Dar problema identitară, în ultimă instanță, poate este adresată elitei politice și elitei intelectuale, poate mai puțin cătrui de jos. Dacă ar fi fost așa, atunci oamenii nu ar fi reacționat la chemarea politicienilor și nu ar fi venit în piață, în stradă și nu ar fi acționat ca un agent al schimbării. Sloganele economice, chemările economice nu prea aduc oameni în stradă, însă chemările identitare mobilizează mulțimile. Asta înseamnă că oamenii vibrează mult mai puternic la aceste chemări și asta înseamnă că pentru ei, săraci, bogați, cu venituri medii, pentru ei problemele identitare sunt mai importante. Asta e o concluzie pe care o trag eu, un politolog. Da, de exemplu, noi discutăm și discutăm și vom continua să discutăm aspectele identitare, dar deja subiectul cu furtul miliardului trece în categoria 4-a, 5-a, 6-a, 7-a problemă care deranjează oamenii. Oamenii uită despre problemele astea, într-adevăr. Asta este realitatea, într-adevăr. Atunci când vorbim, iată, despre, spuneam ceva mai devreme, despre patriotism, despre educație civică, iarăși întrebarea este una destul de directă. Când, cum și unde începe, de fapt, educația asta patriotică? Pentru că interpretările, iarăși, sunt foarte diferite. Acum, unui copil de școală să-i spui că, nu știu ce teză să exemplifică, ar dori să aibă un suport despre care spuneați dumneavoastră, domnule Roibu. Nu, noi nu să vorbim despre determinare etnică, pentru că noi înțelegem că în țara noastră noi avem 25% sau poate chiar mai mult de minorități etnice. Nu putem să insistăm pe un concept care se numească pe toți, dar el poartă un caracter etnic. Iată, noi suntem etnici moldoveni și gata. Pentru că asta nu se placă la găgăuși, la ruși, la ucraineni, la români, de exemplu. De ce? Noi trebuie să pornim de la conceptul de cetățenie, așa cum într-adevăr s-a vorbit anterior. Conceptul de cetățenie în care tu știi că tu dai ceva țării și tu trebuie să primești ceva înapoi țării. Atunci când noi fiecare o să începem la locul nostru, să punem întrebări respectiv la administrația publică locală atunci când se face un drum de proastă calitate la tine în localitate. Să te apropii de polițist, să întrebi și, de exemplu, pe ăsta l-ai amendat, dar pe ăsta nu l-ai amendat pentru aceeași încălcare. Atunci când o să te apropii la medic și o să spui că dumneavoastră nu trebuie să cereți la mine bani să primim armită, pentru că dumneavoastră vă faceți lucru pe banii. Și primiți salariu fix așa cum și eu primesc și eu nu cer de la nimeni mită, respectiv dumneavoastră ar fi bine să faceți același lucru. Atunci când politicienii care vin și promit programul lor electoral și vin peste 4 ani și îi promit alt program sau un program similar, noi spunem întrebări, stați puțin, dar câte din punctele cele au fost realizate? Iată, mie e interesant că noi avem o guvernare, nu vreau tare mult să o critic, dar e interesant, de exemplu, câte școli s-au construit în ultimii 9-10 ani,
câte locuri de muncă s-au deschis, câți oameni au revenit acasă, câți programe s-au deschis pentru tineri. A devenit oare mai interesant și mai avantajos să lucreze în organele de drept? Dar câți profesori am pierdut, câți au plecat? Asta este realitatea. Dar noi, și iată, asta este patriotism. Atunci când tu dai puțin la o parte, da, ele sunt interesați și, într-adevăr, oamenii le este foarte ușor să intre în discuții și polemici pe temele respective, pentru că acolo nu este nevoie de prea mult cunoștință și pragmatism și logică, de exemplu. Dar atunci când vine vorba despre problemele reale, cetățenii noștri trebuie să fie mai mobili și mai insistenți. Cu o atitudine foarte calmă să întrebi tu 4 ani cu ce te-ai ocupat până acum. Dacă tot vii în fața noastră și ne spui cum trebuie să trăiești. Asta este patriotismul, viziunea mea. Domnule Ciurea, noi, acest popor, știm să ne tragem la tablă, nu știu, clasa politică? Domnul Roibu a spus foarte bine că noi îi delegăm, pe de altă parte avem dreptul și să cerem de la ei. Avem noi această capacitate să cerem? Din câte observ, avem, pentru că se produc schimbări ale domniilor sau schimbări de guvernare, alternanța la guvernare, acest principiu democratic funcționează. De multe ori, în cadrul alegerilor, noi obținem schimbarea guvernării. Deci mie mi se pare că, din punctul ăsta de vedere, mecanismul funcționează al alternanței. Sigur, mulți ar vrea să funcționeze și un alt mecanism, ca cel care a funcționat timpul Maidanului din Ucraina, să putem să răsturnăm domniile sau guvernările prin intermediul unor acțiuni masive de protest. Bun, din punctul ăsta de vedere, trebuie să constat că la noi acest mecanism funcționează mult mai prost decât la vecinii noștri. Dar eu cred că asta este foarte bine. Nu neapărat moldoveanul trebuie să fie un cecen, de exemplu, sau cu sângele fierbinte, un caucazian, ca să zic așa, da. Sau un ucrainean, așa, cu un spirit libertatar dus până la refuz. Deci, moldovenii sunt mai calmi, mai pașnici, unii, chiar era folosită această sintagmă, mămăliga nu exploatează, de un regretabil editorialist. Eu cred că este foarte bine ca uneori mămăliga să nu explodeze, dar vedem că uneori ea și explodează, așa, când te uiți la cum fierbe mămăliga. Deci se întâmplă, uneori am văzut pe 7 aprilie, s-a făcut referință la acest, au fost și greve studențești masive, dar în general ar fi bine ca noi să ne schimbăm domnitorii dacă suntem nemulțumiți de ei, odată la 4 ani în timpul alegerilor. Da, cult și pragmatic. Da, domnilor invitați, mai avem 4 minute aproximativ în cadrul acestei emisiuni, cred că reușesc să vă mai acord câte o întrebare, să revenim la filmul Istoria Moldovei și la instituția prezidențială. Domnule Roibu, urmează cel de-al treilea episod, urmează de fapt, revin la acea teză pe care am enunțat-o la început, probabil acel episod care va fi cel mai mult discutat și de la cel care se așteaptă foarte multe lucruri. Atunci când vorbim, iată, despre istoria Moldovei, credeți că până la urmă acel episod va veni, cel puțin poate să nu soluționeze, dar să se așeze la acea masă a negocierilor, cum spunea domnul Gamurar? E posibil sau este o chestie ideală care s-ar putea întâmpla într-o societate democratică? Haideți să vă spun așa. Eu, de exemplu, dacă bunica mea, care are 90 de ani, nu ar fi fost în viață, eu probabil aș fi crezut manualul de istorie care mi-au fost pus în fața mea în școală. De fapt, eu am descoperit, noi avem două realități, una care se conține în istoriografie oficială și una care ne spun nouă bunei și părinții noștri care au reușit să prindă acele timpuri. Și stai și te întrebi, tăbunoară, într-o carte de istorie am găsit că în 27 martie în sate au fost întâlniți, de exemplu, românii cu flori, dar în altă carte întâlnesc că au fost întâlniți cu furt. Și stau și mă întreb, dar care din ele reflectă realitatea? Păi probabil ambele reflectă realitatea, pentru că într-un sat chiar au fost întâlniți cu flori și în altul cu furci. Așa este de complicată țara noastră. Filmul al treilea al istoriei Moldovei, care se va opri la, dacă nu mă greșesc, la 1991, la declararea independenței față de Uniunea Sovietică, conține o perioadă foarte și foarte complicată de ocupație rusească, ocupație românească, perioada sovietică și până la momentul declararei independenței, în care noi cunoaștem că arhivele, de exemplu, din Uniunii Sovietice, nu toate sunt la noi. Arhivele din perioada 1918-1940, din perioada românească, ele tot nu sunt la noi. Și în respectiv, noi nu putem să ne facem o închipuire și să avem o bază și documentare și reală, că noi să putem să ne expunem referitor la ce s-a întâmplat concret pe teritoriul țării noastre. De atâta, în istoria noastră apar mituri,
apar dogme, apar povești, dacă vreți, istorice. Și tânăra generație se încearcă a fi crescută pe aceste povești. Acest film, în viziunea mea, va reuși să aducă mai multe noutăți, în noutăți științifice și istorie în această perioadă. Va reuși să facă o balanță, ceea ce spuneam la început emisiunii, pentru că dacă este poziția puternic promovată de către români și nu neapărat este argumentată din punct de vedere istoric, juridic sau altcumva, științific, păi atunci va fi pusă o balanță și cetățenii noștri vor putea să... Această discuție despre care noi am pomenit practic toată emisiunea, identitară, de exemplu, istorică, ea va putea să se ridice la un nivel nou calitativ în care să se discute deja cu alte argumente. Domnule Ciurea, dacă ne aducem aminte, pe parcurs evoluției Republicii Moldova, ca și cale de compromis la capitolul istorie, a fost propusă istorie integrată. Ce părere aveți? Asta ar veni să-i așeze, revin la întrebarea anterioară, să așeze la masa negocierilor cele două tabere? Cred că nu, pentru că adepții istoriei românilor, care o văd deja existentă pe coperțele manualelor, nu vor accepta o cedare, pentru că, din punctul lor de vedere, denumirea de istorie integrată înseamnă a ceda, a renunța la ceea ce este drag lor și, din această cauză, eu cred că, deocamdată, ar fi bine să avem un anumit moratoriu neoficial. El există, de altfel nu se fac mari schimbări. Iată, filmul vine cumva ca să consolideze cealaltă tabără care cere revizuirea istorică. E un film probabil revizionist, dar vom vedea cel de-al treilea episod. Și, deocamdată, eu nu cred că sunt pregătite premizele pentru asemenea schimbare. Ea va fi, dacă se va produce, ea va fi totuși o schimbare politică, nu una legată de știință. Pentru că... Domnilor, invitați pe această notă, sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!